Violeta Țăran, primarul din comuna Berchișești, a anunțat că lucrările de modernizare a comunei prind contur, iar primăria a recepționat un nou obiectiv de investiții în infrastructura locală, respectiv proiectul execuție rigolă, carosabilă și trotuar cu pavele în sat Berchișești. Investiția finalizată va contribui astfel la realizarea unei infrastructuri rutiere moderne, prin intermediul căreia va fi îmbunătățit considerabil nivelul de trai și confortul locuitorilor comunei. Vă anunț cu bucurie că primăria a recepționat un nou obiectiv de investiții în infrastructura locală, respectiv proiectul execuție rigolă, carosabilă și trotuar cu pavele în sat Berchișești. Este vorba despre zona din apropierea bisericii cu hramul Sfinții Petru și Pavel, Biserica din Vale, areal situat în administrarea domeniului public al comunei Berchișești. Preocuparea administrației publice este de a elimina situațiile neplăcute și incidentele nedorite survenite până acum din cauza lipsei elementelor specifice de pe tronsoanele drumurilor din comună, prin execuția rigolelor carosabile și trotuarelor cu pavele. Investiția finalizată va contribui astfel la realizarea unei infrastructuri rutiere moderne, prin intermediul căreia va fi îmbunătățit considerabil nivelul de trai și confortul locuitorilor comunei noastre. Specific pentru zona modernizată, lucrările efectuate vor avea drept efect imediat evitarea aglomerației și a blocării sectorului de drum din apropierea bisericii din Vale, mai ales în zilele de sărbătoare și în care au loc evenimente. Vom continua proiectele de modernizare a infrastructurii comunei pe toate palierele de activitate, astfel încât oamenii din Berchișești să se bucure de toate privilegiile serviciilor de care dispun localitățile dezvoltate, a declarat primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran.